auzit? Suntem candidați. Nu, candidați. Că de la candidați până la membri, e o cale foarte lungă. Și trebuie muncă, muncă și iar muncă. Ia veniți în coașteți că nu vă spun, Ivane Băț. După și mai multe guvernări pro-europene care ne-au tot promis Europa, ia ca în sfârșit s-a întâmplat, sprânim și noi statutul de țară candidat. Unii susțin că s-a întâmplat doar din cauza acestui sângeros război care, din păcate, încă continuă a suta nu știu câta zi în Ucraina și ei și lângă noi. De asta mă folosesc de ocazie să mai spun o dată, nu război. Alții susțin că acest statut se datorează mai Sandu și celor de la guvernare și că ei, la rândul lor, au avut un aport foarte mare. Mulți la noutatea asta s-au bucurat că, în sfârșit, după 30 de ani, am putut să devenim și noi un stat cu viața mai bună și mai civilizat. Dar sunt și din cei care deloc nu s-au bucurat. Până oară, socialiștii au organizat un briefing de presă unde s-au ținut de criticat că este un joc politic în context tensionat în care, fără să ne întrebe, guvernarea asta galbenă ne-a bagat. Dar noi doar știm preghine, că la toată lumea place cum europenii trăiesc. Pentru a ajunge acolo, nu-i secret că chiar și electoratul comuniștilor și socialiștilor, care nu știu un cuvânt în limba română, caută să obțină paspart românesc. Candidat, asta nu înseamnă membru. Până atunci, mai este lungă poveste. Să nu uităm că sunt țări care au peste 10 ani statutul de candidat, dar statut de membru, așa, și nu li s-a mai acordat. Și înseamnă statutul de candidat pentru noi? Asta înseamnă că sprijinul Uniunii Europene să crească. Asta înseamnă că investitorii străini a să vină garantat ca pica aici să o investească. Moldova ar putea să acceseze diferite fonduri ca nivelul de trai să mai crească, că mititelul tare de mult nu mai crescut. Asta nu înseamnă că lumea noastră trebuie cu crași în sus, stăie și să aștepte să vină cineva să le dăie. Pentru că și în rând cu statele europene, chiar și cu cele mai sărașe, apoi e cale foarte lungă și trebuie muncă, implicare, muncă și iar muncă. Doar ați fost prin Europa și ați văzut că munca e muncă, legea e lege, cât omul muncește, atâta prinește. În Uniunea Europeană nimeni nu dă greci și macaroane de pomană. Dar așa cum nouă nu ne preplac regulile, așa cum nouă ne plac numai drepturile, dar uităm de obligațiuni, ca să schimbi ceva în noi, cred că trebuie să se producă mari minuni. Ca să devenim membri a Uniunii Europene, trebuie reforme clare, să sară din corupți pene. Nu o să vină germanul să ne sorteze gunoiul, ori să facă reguli după noi. Nu o să facă asta nici un italian, nici un franțuzoi. Tot asta trebuie să facem noi. Și cu cât mai devreme să începem, cu cât mai sârguincios să muncim, cu atât mai aproape de scop să fim. Cât de muncă, mai ales pe timpurile astea grele, încă nimeni nu a murit. Și la încheiere, atât pot să vă spun. Suflecați-vă mânișelele și într-un ceas bun. Aici a fost Vane Băț, care dorește pașii, liniște și înțelegere la tăți.